Bun găsit, dragi telespectatori! Știați că în centrul orașului Cluj-Napoca se află lăcașul de cult cu cel mai înalt turn din România? Astăzi vom descoperi povestea fascinantă a Bisericii Sfântul Mihail din Piața Unirii. Biserica Sfântul Mihail a fost construită în urmă cu aproape 700 de ani, în afara zidurilor orașului vechi. Povestea palpitantă a lăcașului de cult începe cu o descoperire arheologică. Istoria Bisericii Sfântul Mihail este foarte bogată și una la mână este un brand al Clujului, un brand important în... pe lângă ansamblul ecvestru Matia Corvin, pe lângă mai multe clădiri care acum nu le număr din piața centrală a Clujului de astăzi, care poartă numele Piața Unirii, care s-a numit și Piața Libertății, a purtat numele regelui Matia Corvin, dar populația maghiară îi spunea Föter, deci piața principală. Istoria bisericii. Aici sunt mai multe variante de debutul acestei construcții. Există istorici care sunt de părere că această biserică a existat înainte de marea invazie mongolă despre care noi am vorbit în primul serial, în 1241, și în acest sens au adus ca argument un zid a unei vechi biserici romane descoperit în cadrul unor restaurări, unor lucrări de restaurări. Varianta plauzibilă, cea mai plauzibilă, este că biserica s-a realizat odată ce Clujul a căpătat statutul de oraș liber în 1316, la 19 august, și în semn de prețuire pentru această donație, pentru acest cadou dat de Carol Robert de Anjou, clujenii s-au apucat să construiască această biserică monumentală pentru Cluj. Dar, nota bene, nu era prima. Aici unde filmați voi, în dreptul statuii Marelui Rege Matia, exista o biserică mai veche care purta hramul Sfântului Iacob. Și cele două biserici, ambele catolice, au coabitat, să-i spunem un cuvânt, au coexistat până în 1730 împreună. În 1730, Biserica Sfântul Iacob sau Basilica, care va purta numele și de Sfântul Ian, a fost demolată datorită stării evidente de degradare. Biserica aceasta, Sfântul Mihail, a fost construită în mai multe etape, bineînțeles, a durat cam 150 de ani și știm că i-a început în secolul al XIV construcția ei datorită unui act care a parvenit istoricilor, un act dat de către Avignonul, unde se afla papalitatea atunci, sigur că da, un domiciliu forțat impus de regii Franței, și un document de la Avignon acorda indulgențe celor care sprijineau material construcția Bisericii Sfântul Mihail, împodobirea ei, luminarea ei, cât și a bisericii de lângă ea, Sfântul Iacob. De aici știm că în 1349 presupunem că corul și altarul erau deja realizate. E o ipoteză. Oricum, se pare că anul de terminare a construcției este 1442. Și de unde deducem acest lucru? Una la mână, pe poarta principală, care se află pe aripa de vest, există un frontispiciu cu trei steme ale Imperiului Roman-German, ale Boemiei, Cehiei și a Ungariei, iar acolo unde îngerul ține o coroană de crin, există cu un scris antiqua, mic, gotic, data de 1442 și numele lui Iano Zigmund sau Ioan de Sigismund, deci împăratul rege Sigismund. De Luxemburg, pardon, nu, să nu facem confuzie. Se știe câți meșteri au lucrat la această construcție? Ar fi o treabă să știm numărul, nu se știe, mulți oricum, foarte mulți meșteri și meșteri pricepuți, se pare că meșteri germani în principal, deși biserica are incipient un format al Germaniei de Sud, deci goticul din Germania de Sud, pe urmă, sigur, se va ajunge și la un stil flamboyant și ulterior va avea și un stil baroc, etc., neobaroc, neogotic, dar asta pe parcurs. Sigur, biserica a cunoscut mai multe restaurări, restructurări, deci anul 1442. În stânga acestui
mare frontispiciu pe care sunt așezate cele trei steme, există iarăși o inscripție cu caractere gotice în limba latină, unde arată anul 1442, dar arată și anul 1444. Anul 1444, de ce? O să vedem pe acel portal că stema Imperiului Romano-German este retezată și este pusă efigia șefului oștilor domnești, Mihail. Mihail înseamnă cine este ca Dumnezeu din limba ebraică, Michael. Și de ce a fost pus acolo? Pentru că, o scurtă istorie, clujenii au participat la o răscoală în 1437 împotriva nobilimii din Transilvania. Răscoala s-a soldat cu un eșec pentru răsculați, iar ca pedeapsă, nobilimea transilvană a pedepsit Clujul luându-i privilegiile de oraș liber, pe care el le primește, orașul mă refer, în 29 septembrie 1444, care coincide în confesiunea romano-catolică cu Sfântul Mihail. Și atunci locuitorii din perioada respectivă a Clujului s-au gândit că este un semn divin și au pus efigia Arhanghelului Mihail la poarta de vest a bisericii. De-a lungul vremii, Biserica Sfântul Mihail a fost folosită de 4 culte. La un moment dat, un grup de credincioși a distrus icoanele și picturile lăcașului sfânt, iar evenimentele care au ținut populația din vechiul Cluj cu sufletul la gură nu s-au oprit aici. Biserica, fiind catolică, o să observați, mai ales turiștii străini, că nu are statui, nu are picturi în untul decât rămășițe. Oare de ce? Multă lume își pune întrebarea. Ei, aici trebuie să răspundem că la mijloc de secol XVI, Clujul a devenit eminamente protestant. Prima dată au trecut la confesiunea luterană, în 1545, chiar acel Gaspar Heltoi de care am mai spus. Pe urmă, în 1558, au trecut la calvinism, ca din 1568 să facă parte această biserică din cultul romano-catolic. Și ce se întâmplă? Știm foarte bine că aceste culte reformate și neoreformate sunt iconoclaste, adică nu adoră nici picturi, nici statui și au distrus pur și simplu toate statuile și picturile din înăuntru bisericii și din afara bisericii. În această biserică țineau slujbe 4 religii, credincioși de religii diferite? Nu. Aici probabil ai citit ceva, dar la un moment dat este ceva. Nu. Deci o perioadă a fost calvină, o scurtă perioadă. Înainte a fost luterană, calvină, unitariană și a revenit la debutul secolului al XVIII-lea, iarăși biserică romano-catolică, la intervenția comandantului militar al Clujului, contele de Steinville. Dar este o problemă aici, atingi, uite și mi-amintesc, Clujul era majoritar locuit jumătate german, jumătate maghiar. Când judele, adică primarul, era maghiar, maghiarii își celebrau toate serbările cultului în această biserică, iar germanii biserica de lângă, de care am vorbit, Sfântul Iacob. Anul următor, când judele era german, era invers, se inversa. Un an de zile stăteau maghiari în această biserică, un an de zile stăteau germanii. Deci prin rotație. Dar cultul era romano-catolic. Deci nu 4 confesiuni se amestecau în această biserică. Eu am vorbit de rămășițele, între ghilimele spus, pentru că ceea ce vedem noi înăuntru bisericii sunt rămășițe de picturi și de sculpturi, care unele au fost date la iveală în urma unor ample lucrări de reconstituire din deceniul al VI-lea al secolului 20. Acum o să mă întreb de turn. Inițial nu ăsta era turnul, ăsta e un turn neogotic. Inițial era prevăzută biserica să aibă 2 turnuri. Unul în sud-vest și unul în nord-vest. Cel din sud-vest niciodată nu a fost realizat, nu s-a realizat ca înălțime nici până la nivelul cornișei, dar avem acolo o capelă șleinic, o capelă celebră a Clujului, probabil o să am timp să-ți povestesc mai pe larg despre ea, iar turnul nord-vestic îl știm din niște stampe din secolul al XVII-lea a lui Georg Hofnagel, un olandez, care a avut ca model o pictură a
al unui alt olandez sau flamand, Egidius van Rijde, și aici se vedea un turn gotic cu 4 turnulețe mai mici și cu ceas. Deci ăsta era turnul inițial, care în urma unui cutremur, unui dezastru natural, s-a prăbușit și parohul romano-catolic, Iosef Biro, va conduce construirea, deci nu el a construit, deci în timpul păstorii sale, unui alt turn baroc de data aceasta, turn care avea un ceas pe el, ceas foarte interesant. Ceasul acesta a fost la un moment dat pus pe turn, pe poarta mănășturului, dar poarta mănășturului s-a demolat în 1843 și a fost pus pe acel turnuleț pe care este și astăzi al Muzeului Etnografic. Numai că, din păcate, nu funcționează, că el trebuie reparat de către un specialist. Deci când treceți pe strada Memorandumului, vedeți turnulețul de pe Muzeul Etnografic, de pe clădirea Muzeului Etnografic, este acel ceas. Turnul care îl vedem acum este un turn neogotic construit între anii 1837-1858-59 și foarte interesant, are o înălțime de 80 de metri cu crucea, cu tot, crucea are 4 metri, sunt forjați 88 de trandafiri. Și foarte interesant că indicatoarele ceasului, sau manoșele, cum îi se spune, cel mare indica ora și cel mic minutele, deci invers. Și acum e la fel. Deci indicatorul mare arată ora, indicatorul mic arată minutele. Și nu aiurea sunt 88 de trandafiri, cifra 8 este cifra infinitului și am mai spus în cadrul expunerii Bisericii Franciscane că acest meșter cunoșteau o serie de treburi ezoterice astăzi pentru noi. Biserica Sfântul Mihail a fost construită după modelul Bisericii Negre din Brașov. Acum, nu neapărat după modelul Bisericii Negre din Brașov, dar are similitudini cu Biserica sau Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, de asemenea cu Biserica lui Matia din Budapesta de astăzi, atunci era Buda, sigur că a avut un model. Sunt cu Biserica din Coșițe de astăzi, din Slovacia, există similitudini, e întrebare pertinentă, într-adevăr, și mi-am amintit de Biserica Neagră din Brașov, ea este cea mai mare, cea mai înaltă este Biserica Sfântul Mihail și foarte bine că le spunem biserici, pentru că foarte multe lume le spune catedrale, dar nu este sediu episcopului. Catedrala este la Alba Iulia și are hramul tot Sfântul Mihail. Dacă intrăm în biserică și acum se vede în spatele meu, acea poartă de care am vorbit, se văd și inscripțiile probabil cu caractere gotice în latina de secol al XV-lea. Pe dreapta cum intrăm, avem acea capelă șleinic. Acea capelă foarte importantă, de ce? Pentru că aparținea acestui paroh șleinic, care era contemporan cu regele Matia și care își avea reședința vis-a-vis de biserică, unde există blazonul său, se vede lângă renumitul Club Diesel de astăzi. Are blazonul și în această capelă, care este importantă, de ce? Pentru că în acele lucrări de restaurare din deceniul al VI-lea s-au descoperit picturi murale care prevăd, care arată, de fapt, relevă patimile lui Iisus, mă refer răstignirea sa, Iisus în fața lui Caiafa, biciuirea, când îi se pune coroana cu spini, astea în partea de sus. În partea de jos, Iisus pe muntele măslinilor, de asemenea din cina cea de taină, asta e pe peretele nordic. Pe peretele vestic se vede o relevare a celebrei expresii Ecce homol, iată-vă omul, pe care a spus-o Pilat din Pont când l-a sacrificat pe Iisus. Și foarte interesant, numai în Transilvania este acest lucru, eu n-am mai observat acest, probabil, sigur există, o figură a lui Iisus cu sabia în gură. Deci o figură pe acest perete de vest. Ce este important la aceste picturi? Ele au fost descoperite după ce s-a dat varul cu care au fost ele acoperite de către confesiunile reformate. Acum, asta a fost un hazard pentru noi, pentru că ele au putut fi scoase la iveală, dar unde s-au răzuit picturile, nu au mai putut fi redate
privitorilor sau curioșilor. Și aici vedem moda secolului al XV-lea. Cum erau îmbrăcați clujenii secolul XV? Femeile cu o coafură cu părul ridicat în sus cu cocuri, bărbații burghezi cu haine cu centură, soldații cu opinci și un lucru extrem de important pentru a ne da seama cum era moda Clujului din secolul XV. Există ipoteza că aceste picturi au fost realizate de Toma Clujanul sau de Tomaș din Coloșvar, cu similitudini făcute cu o biserică, cu picturile dintr-o biserică din Coșițe. Dar nu e o certitudine. Asta este pe partea dreaptă. Pe partea stângă, cum intrăm în biserică, avem o sculptură Sfânta Treime, realizată de celebru Johann Nachtigal dintr-un bloc de piatră care, din păcate, a tot fost mutată. Astăzi a mai rămas, este chiar acolo, sub, în apropierea extremei stânga, cum intrăm în biserică, dar o statuetă a dispărut, și anume Ioan. A rămas Maria Magdalena, este Iisus crucificat, se vede porumbelul care reprezintă Spiritul Sfânt sau Duhul Sfânt și Dumnezeu sus în ceruri. Atât s-a mai păstrat. Sigur, ea s-a deteriorat pentru că a fost mutată de multe ori. În apropiere este capela, adică de fapt cripta familiei Banfi, de care am vorbit. Acest George Banfi, fondatorul palatului unde este astăzi muzeul de artă, și fica sa, care a murit la 21 de ani, căsătorită cu un reprezentant al familiei Redei, dar și guvernatorul, fostul guvernator al Transilvaniei, este înmormântat aici în capela respectivă. Mai multe lucruri inedite colorează istoria Bisericii Sfântul Mihail. În acest lăcaș de cult a fost botezat un rege, iar la subsolul edificiului au fost ascunse obiecte de patrimoniu într-o criptă din Evul Mediu. Mai mult despre această biserică au circulat legende și povești care au băgat spaima în locuitorii superstițioși din cetatea veche. Un alt lucru inedit al bisericii este un crucifix realizat în capela de sub turnul neogotic în timpul unui pastor al bisericii, Janos Hirschler, cel care a fondat și celebrul Marianum, o școală de fete. Aici este foarte interesant că Fodrus a ascultat pe Mântuitorul, l-a ascultat pe Mântuitorul nostru, folosindu-se ca model pe el însuși. S-a legat de o cruce și a urmărit toate reacțiile corpului uman și așa a realizat această capodoperă. Capodoperă aici cu sensul de prima lucrare, lucrare de licență, și a donat-o Bisericii Sfântul Mihail. Un alt lucru inedit este că pe partea opusă, în aripa de sud-est, este un blazon cu o cruce malteză, cu inițialele S și T și cu o stea. Ce înseamnă acest blazon? Aici sunt două ipoteze. Unii spun că ar fi blazonul unor cavaleri cruciați, numiți cavalerii cruciați cu steaua roșie. Alții sunt de părere că nu ar fi al lor, pentru că aceștia aveau o stea cu 6 ramuri, aici este cu 5 ramuri, iar crucea malteză era în partea de sus, în partea de jos. S-a mai descoperit în 1860 un mormânt tot cu aceste inițiale ST, dar care din cauza unei lucrări de restaurare prost făcute s-a distrus, și foarte interesant, este o casă cu aceste inițiale la adresa exactă Bulevardul 21 decembrie, numărul 14. Dacă te uiți acolo, este blazonul. Acum, sunt ipoteze. Ori a fost un prior al ordinului, oricum o persoană extrem, extrem de importantă. Lângă avem altarul de sud, foarte frumos făcut, are 16 statui, are un tablou cu cei 3 magi, făcut de Anton Mauberg, un pictor celebru vienez. De asemenea, în această capelă din sudul, altarului principal, deci un altar lateral de sud, există picturi descoperite care le reprezintă pe Sfântul Ladislau, pe Sfântul Sebastian, pe Sfinții Erasmus, Donat, etc., tot relevate după lucrări de restaurare.
Altarul care îl vedem acum al bisericii este un altar neogotic realizat în 1873, care a fost premiat la Viena, făcut de un celebru tâmplar, Lajos Bach. Altarul din stânga, din nord, este extrem de frumos. El inițial era un altar care era pentru Sfânta Ecaterina. Acum este Iisus cu inima sa acolo. Este o efigie blazon a familiei Haller și este o sculptură în relief, basorelief, Iisus cu 14 cruci, cele 14 păcate principale ale oamenilor. Avariția, beția, minciuna, etc. N-are rost să le înșirăm pe toate, că le avem. Deci, și foarte interesant, pentru că în bisericile romano-catolice sunt foarte importante cele 14 opriri ale lui Iisus. Adică, Iisus s-a sacrificat pentru noi, oamenii, la fiecare, pentru fiecare păcat. 14 acolo, 14 aici. Lângă este o scară unică în România, scară în spirală, în care două persoane nu se întâlnesc. Cel care se coboară nu se întâlnește cu cel care urcă. Este numită scara regelui. Acum nu e o certitudine că regii au fost chiar acolo, dar este o treabă extrem de importantă. În Franța mai există la castelele de pe Valea Loarei astfel de scări în care cele două persoane, cel care urcă, cel care coboară, nu se întâlnesc. Amvonul este foarte frumos. Amvonul, dar atenție, sub acest amvon din lemn este un amvon tot atât de valoros din piatră. Amvonul este realizat tot în timpul acelui pastor numit Iosef Biro, făcut de celebrii Nachtigal și Schuchbauer. A fost primul amvon, cel din piatră. Da, a fost primul amvon. Și ăsta al doilea, în care sunt reprezentați cei patru evangeliști, cei patru părinți ai Bisericii Romano-Catolice, este înfățișat Iisus cu mielul, iar sus este Sfântul Mihail cu o cruce în formă de lance. De asemenea, biserica are două orci, nu orci, deci nu animal, orgă, prima făcută în 1753, am glumit acum înainte, 1753, de un german, Johann Hahn, și mai există o orgă mai mică, adusă dintr-o localitate săsească, care și ea este folosită, are 35 de armonii toate orgile de aici, foarte puternică sonorizare, dar, cum am mai spus, și în cadrul Bisericii Franciscane, nu aici se țin concertele celebre de orgă, ci în biserica reformată de pe strada sau ulița Lupului, de care probabil o să discutăm. O altă sculptură inedită ce a rămas, nu se știe cum, n-a fost distrusă, este în colțul de sud-vest, îl reprezintă pe Isaia, profetul Isaia, dar de fapt după analogii făcute cu, de exemplu, cu marele gravor Albert Dürer, cu lucrările sale, se pare că este fizionomia regelui împărat Sigismund de Luxemburg. Vedeți, Sigismund de Luxemburg s-a implicat foarte mult, el a fost și în Cluj și clujenii au multe să-i mulțumească acestui rege împărat. Biserica are și legende. Are. De data asta ai nimerit-o. Are legende. Uite-te la portalul de intrare în vestul bisericii. Vezi că parcă nu-i simetric. Legenda, bine, inițial se crede că trebuia să fie trei încadramente și s-au rămas numai la două, deci nu e terminată. Legenda spune că meșterul era șchiop și având această disabilitate nu putea să discearnă bine proporțiile și de aceea s-a realizat acest portal cu două încadramente. Mai există o legendă că la construcția bisericii copilul unui meșter a avut un accident tragic, capul său s-a rostogolit la fundație, nu l-a mai găsit nimeni și ulterior, după acest accident, lucrările au decurs extraordinar. Vezi similitudinea cu meșterul Manole, dintr-un punct de vedere. Apoi mai există, sau există legendele, cum să zic, celebre ale tunelelor sau tunelurilor, cum vrei să zici, pentru că văd că la plural amândouă, cred că forme sunt corecte, care ar fi mers de aici, din subsolul bisericii, până la cetatea Fetei în Florești. Acum, o singură de adevăr este pentru că aceste tuneluri care s-au găsit erau, de fapt, tuneluri făcute de clujenii asediați împotriva asediatorilor. Știți foarte bine, când se asediau cetățile, se construiau tuneluri pentru a se pune explozibil. Ăștia preîntâmpinau pericolul și făceau un tunel. Dar sunt legende apropo de aceste labirinturi
de tunele care mergeau până la Cetatea Fetei. Aici unde suntem, pe locația asta, era un cimitir. Toate bisericile aveau un cimitir și acum sub noi sunt, cred că, tone de oase. De exemplu, la săparea fundației turnului neogotic, în 1837, 14 care de oase s-au umplut. Recentele lucrări de anul trecut, care au descoperit aici partea unui cimitir a adolescenților și tinerilor, foarte relevante, și chiar i-a lăsat mască și pe arheologi, pentru că nu știau că tinerii sunt înmormântați chiar lângă biserică. Asta era, de fapt, varianta lor, explicația lor, că fiind tineri, nevinovați, inocenți, au fost înmormântați lângă biserică. Este o variantă, o ipoteză, nu știm precis care este motivul înmormântării acestor. Sigur că aici în jur avem, dacă s-ar săpa temenic, am mai aflat foarte, foarte multe lucruri interesante despre Biserica Sfântul Mihail. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.